Ciprian, trebuie să vină Fiz înapoi? Ce ai făcut, da. Plasma hey! Și când comunică. Hai, Fiz. Unde așa stai cât mă? Trebuia să scris pe Fiz. Fetelor, vă pup. Ne-a părut bine. Ne-a făcut plăcere. See you next time. Bye. Scuze. Să, să mai întâmple. Sorry. Aveți grijă, till next time. Dar cu ce odată? Mi-a părut bine. Cu vaza. S-a întors și ela. Are cu așa vaza în plasmă. Mi-a părut bine, Mihai. Șef Fiz. Da. A zburat asta din parte tu, dar eu nu știu cum ai dat cu ea de zburat. Am dat cu ea masă și a zburat. Da, din, nu ai dat în masă, ai dat în covor. Activa Mariana Rău. Doamne, știi ce? Voi știți ce am văzut? Ce? Tu știi ce am văzut când m-a apucat de mână și m-a zgâriat? Negru. Negru am văzut. Pur și simplu am zis că... Dar păi n-o sări și Andra astăzi, dar n-ai cum, că te face să fii nebun. Deci când iau oricum, a sărit la mine oricum la bătaie, știi că m-a luat așa de mână mare, mă, fii. Am zis că acum o fii. Deci atât, așa i-am făcut, i-am băgat mâna. Am văzut negru, am zis, bă, trebuie să mă calmez, calmează-te, că m-am dat în spate și după ce m-am dat în spate s-a dus în colț, iar a început. Am văzut care darul ăsta să nu da, facă așa de da. Te provoacă. Da, tu știi ce te provoacă? Dar tu pe ăla din ea. De ce azi vine să... Te doare cel mai tare. Ea era acolo nu, și numai, dar în continuare replică, răspunde în continuu, atunci, știi? Măcar ai bunul simț că știi că nu ești inferioară dacă oamenii încep să-ți dau în tine, măcar ai bunul simț și... Să răspundă pentru ea. Dar și ea a spus eu, groaznic. Nu, eu nu mai mă plâng că stau cu Mariana în cameră, pe cuvânt. Dar dacă asta mai dă mult din gură, să-și asume dacă vin. Tu închide afară, tu trimite pe balcon după ziua și bă, mai închis-o. La revedere. My crew! Ce faceți, fraților? Uite... Ce viață! Ia uite, cunoscut. Băi, eu sunt îmbrăcat cam gros, voi. Stai cam... că vezi tu dormitorul acolo. Pare cunoscut. Ia mă ăsta, ce mi-a dat mie mă ăsta, tablou ăsta? Eu sunt... Vezi ce înseamnă să ai pantofi de mafiot? A. Dar de ce mi-a dat tablou ăsta? Ce fac? Da, să-l pui undeva aici. Noi, să fii la unde? Expoziție. Uite, trebuie să-l pui undeva. Oh my God! Stai să pun tablou întâi și pe aia vă salut. Unde îl pun? Unde vrei? Da, o să astupă unul din voi și noi. Nu, nu, pune-l lângă, pune-l la. Să l astupăm aici? Nu. Nu, pune-l acolo, ăsta e exclusivitate, pune-l aici. Partea de aia acolo. Fraților, sunteți ok? Asta da. E vorba mea. Salut, Bogdan. Vlad. Pare bine. Bogdan? Îmi place. Bine. Tot Bogdan. Da, Fizomanu, mi se spune. Fizomanu, Fizomanu. Olivia, nu mai salut, mister. Pare bine. Tizu, nu? Știi? Tiz înseamnă că avem aceeași nume. Roberto. Pare bine. Tiz, așa se numește. Dă-mă vină, uite, cum nu știam asta. Bogdan. Care-i treaba, fraților? Uite, ne miram și noi de ce se aude din partea cealaltă. Noi, dar ca noi, dacă care asta? Mi-ați lăsat și mie ceva să mă nu? Nu, dacă deranjează. S-a auzit o bubuitură? Da. Fama, a spart televizorul. Țipete, bubuituri. A dat cu frapiera în pământ și putea să sară direct în televizor. A, frapiera, n-a dat cu pumnul sau cu aia. Mă gândeam. De unde avem frapiera aici, când nu prea cu șampanie, cu ăsta, cu viața? N-auzea sări direct în televizor, în colț acolo și pst, mort. Nu te-ai speriat de ce ai văzut acolo? Ba da, sunt foarte sperios. Îmi pare cunoscut, dar nu știu de unde știu. Da, pe asta vreau să zic și eu. De mie? Dar, și, eu, și mie mi se pare că eu sunt cunoscut, dar nu știu de unde să mai iau eu. Îți dai seama, dă păi tu. Eu știu de unde mă, te, mai mic, n-ai cum să mă știi, probabil. E, nu e vorba de asta neapărat că sunt mai mic, dar te-am văzut de undeva, adică nu, te știu de undeva. Am fost cel mai cunoscut om din showbiz la un moment dat, după aia m-am plictisit. Și tu? Da, după aia m-am plictisit, o să vezi că te plictisești și tu. Păi și ce s-a întâmplat, adică acum de ce nu s-a întâmplat nimic, viața mea e la fel, măcar n-a mai apărut. Păi de ce nu te mai știi nimic? Că m-am plictisit și vreau să o par de nou. A, dar cu ce te ocupai în showbiz? Nu, cu ce mă ocupam? Hip-hop. Da. Muzică, mă, frate, nu-ți cele mai tare videoclipuri. Iahturi, elicoptere. Păi, stai, mă, eu am înțeles doar că el e cu blănuri în videoclipuri. Ce nu știam. Pe, dacă... Da, da, avea niște clipuri cu ștouri. Să fiu numai cu blănuri. Apăream doar cu blănuri. Aroganță, așa, cu... făcea aroganță în clipuri. Dar aroganță mare. Dar nu e aroganță, e un adică... de viață. Paf, Didi e aroganță, da, 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 face clipuri cu blănuri, nicio treabă. La modul ăla. Da, dar știi că nu ești singura femeie care poate să facă kickbox. Poate și am făcut, poate și am făcut. Vorbește frumos, vorbește frumos dacă vrei să fii respectat. Adică eu aș putea da piciorul, deci, dar nu e ok împreună într-o fată, cum se dă un papuc în ochi sau cuvintele să dau așa în cap? Triviale, du-te bă fetițul ăla cârciumă și băgea un shot. Asta e nivelul tău, dacă e fiară, tău, că provoși fetele de aici, oricât de doamne, ești la momentul ăla îți vine să spune că nu e ok. Vine cuiva să-ți lipești un dos peste gură, că ești de obraznică. Vezi, Mariana, nu ce faci. Ah, du-te, poți să plângi un picuț acolo, te rog. Mariana, te rog, du-te acolo și mai plânge. Iar încerc, lasă-l
ce omul l-am reținut, face, că nu o să fii niciodată cu jator, că fata nu înțelegi, niciodată dar nu o să fii cu jator. Dar tu îi faci bine, ce faci acum? Uite, eu pot să o înțeleg. Că... Oh, okay. Vezi? Vezi ce răutăcioasă. Da. Nu v-ați gândit cu toată negativitatea azi dat un pic. Eu sunt cobra, nu ți-am mai zis, cobra supremă sunt eu. Dar tu n-ai stimă față de ea, uite, eu am. Și ar trebui să tac, să mă duc să te lăs așa, să hamezi, să mai tare. Auzi, nu mă mai copia, nici la gesturi, Mariana, nici la vorbe. Dacă faci sală, Mariana, nici măcar nu-ți ies cuvinte. Ești orea, orea, da, și nu mai criticați pe ea, că măcar a făcut ce a făcut, o să-mi treacă. Dar eu nu o critic, hello, hello. Eu nu o critic. Sală de kickbox, se zice. Știu, am fost, kickbox, kickbox. Nu kickbox, nu kickbox. Știu că și eu am fost acolo, stai liniștită, nu-ți fac griji, că nu ești singura care a văzut o sală de așa ceva. Nu ești singura care știe să se bată, stai liniștită. Poți să-i dai o lovitură, să-l vească la cap și să-l vească să fii judecat. Sau poți să-i dai numai una așa de amețeală. Nu poți să ridic piciorul ca să fac o cicatrice cuiva la ochi, la mână. Vandam. Că eu sunt pe tocuri. A, iertat-o, Vandam, pe Beata Mare. Boxul se face în sală cu echipament și doar în sală, nu sperind. Că trebuie să ne adresăm cu tu, cu domnule, cu oameni de respect sau ai vreo preferință? Șeful. Șeful e ok? Păi ești ridicat-o la ce? Stai atent. Vezi că dacă tu simți că simți umorul, eu îmi trece cu o mie la mine. Mă îndoiesc, crede-mă că sunt... cu asta, cu eu sunt mai. Bine, bine, tu ești bolnavă numărul 1, e bine? Eu 2, numărul 2. Tu și care a fost cea mai lungă relație? Bine, mai este, mai lungă? Ce faci aici? Cea mai lungă a mea? Da. Cea mai lungă relație te referi? Da. 4 ani. Când eram mai mic, de la... Nu e tocmai perfect. De la 17 ani până la 21. Mă așteptam să fie gen în intervalul 20-38 să fie chestia asta cu 4 ani, dar... Cum? Așteptam ca cea mai lungă. A fost când, că, să zice că prima iubire e când ești mai tânăr. Asta e, adică atunci iubești... Deci cum ar veni de la, la 21? E cea mai reală, așa să spune, știi ce zic? Deci de la 21 până la? De la 17 până la 21. Deci de la 21 până la 38, golan. Nu am mai avut relații de 2 ani, am avut 3 relații de 2 ani, dar așa nu... Păi și acum ai venit să-ți cauți dragoste? Nu pot, hai să-i explic că m-ai întrebat. Aș vrea... Tot timpul mi-am dorit o relație cu... Dar nu există pentru mine, nu numai pentru mine, nu există femeia perfectă. Crede-mă că știu. Dar nu că nu e, există femeia perfectă, dar nu există femeia care să fie monogamă. Eu știu asta. Nici eu nu prea cred în monogamie, dar femeia perfectă e relevantă din fiecare de vedere. Nu... Crede-mă, am cunoscut femeia perfectă pentru mine, nu e perfectă pentru tine. Nu-mi place să mă laud, nu. Lumea știe, oricum cine mă cunoaște știe ce stil de viață am eu. Eu pot să spun din propria experiență că e foarte greu să găsești o femeie care să te iubească numai pe tine. E tristul adevăr, fraților. Treziți-vă. Era o chestie, era o zicală românească, nicio femeie, nu moare numai cu... Hai să spun multe exemple, de exemplu, care au fost fete când mai apăream pe la tine, mai ne distram pe în țară, care veneau cu mine și după aia spuneam, păi eu sunt căsătorită. Și bă, tu ești mă? I-am zis, păi știi ce mă, de ce faci treaba asta? Și bă, domnule, păi ce? Nu știe, nu. Bă, e frumos și niciodată, asta e, mie nu mi-a plăcut niciodată toți prietenii mei sau amicii mei, niciodată nu m-am dat la femeile lor, deci dacă eu cunoșteam pe cineva, de exemplu. Frate, vorbești mult ca Mariana, doamne, ce tare. Păi m-ai întrebat, vrei știu, dar te ascult, da. Că te ascult cu tot interesul. Mie, dacă, de exemplu, eu te văd că filtrez cu una sau îți place, da? De una, da? Una singură o să filtrez, o să mă vezi. Stai o secundă, în general nu mă refer acum, că nu știu ce s-a întâmplat, că de-aia i-am zis, eu nu știu exact ce s-a întâmplat, că m-a luat cam bine ca din ăla, așa. Adică m-am uitat puțin, dar nu... Mi-am venit că îmi place formatul emisiunii, m-am uitat și am zis, bă, dacă e, hai să mă distrez un pic. Deci dacă eu văd că cineva e cu cineva sau o persoană care o cunosc, eu niciodată nu m-am dat la femeia lui. Niciodată. Și dacă s-a dat la mine, am eu un principiu. Dar doi, dacă sunteți numai cu hămăitul, cu răutatea, și te, vedeți, ea se abține, ce nu te abții tu? Că nu vreau. Că ești rea. Eu nu simt nevoia să mă abții, numai când am eu chef. Și nu-ți pasă, nu de mine, dar de mare nu-ți pasă. Oh, zău. O să stii din rău. Oh, chiar. Uimește-mă, te rog. I-au făcut kinboss, tu. Kinboss. Și boxul se face în sală. Și când o pus să stai în gardă, au ce stă, așa stă la gardă. Terorizezi toată lumea din casa asta, nu observi? Hai de capul meu! Nici nu când îi zici să dea un pumn la ce dă cu geul. Da. Bă, fiecare are metoda lui de apărare, știi? Știu că și eu eram tot așa cu Roxana, înțelegi? Eu, știind că nu pot să o lovesc, încercam să o atac prin cuvinte, știi? Aha. Și în emisiunea aici eram tare în gură, la modul că... Puneai multe. Îmi bubuie capul meu tot. Deci mă, nu știu, s-a întâmplat vreodat în viață de să nu suport un sunet și te zgâria și mă deranjează foarte tare. De, nu știu, de două zile plec cu durere de cap. Simt așa o tensiune aici, de nu mai pot. Deci simt că mi-e smutează fruntea. Chiar nu o mai suport, serios. Vezi, Fiz? What?
Dumnezeu... Domnul Fis pentru tine. Pentru că ți-ai uitat ăsta, Dumnezeu a vrut ca să mă întorc și ce-am vrut să zic? Eu uitasem ceva să zic și uite, a vrut Dumnezeu să uiți pe ea să mă reîntorc să zic. Explică ceva. Tu crezi că e un om cu experiența mea, uită ceva, am lăsat-o intenționat? Da. Ca să vine să mă aduc, așa îmi place. Deci tu ești vinovat exact ca fetele, acum și zic. Eu zic. Dar știi de ce spun asta? Bă, dar dă-mi mărte, mă! Ca să mi-o aduc eu măcar cu sufletul în față. Mă nevrăni! Ca același lucru. Are pia, vezi așa, dar... Uite ceva să zic, un fular, o... dar ele nu așa ai făcut toată. A lăsat intenționat ca să mai întoarcă. Alibi, da. Alibi, pretext. Aia, da, și-a doar o cămeci. Deci așa, da. Fiz, acum. Eu îi ziceam, când i-am zis că o să pun pe YouTube, Google, să începe să cânt. Interpret! Și zic, și zic, și pe 26, și-a doar pe 25. Dar tu nu vrei să fii de... Jadore 25, cele 26. Da, după părerea mea, cred că este o greșeală, nu știu, ori venirea lui, ori venirea Marianei. Oamenii ăștia nu sunt făcuți să se întâlnească pe planeta asta într-un singur loc.